Astăzi o să vorbim despre prevenție. Bun, hai să o luăm așa, treptat. Ce crezi tu că înseamnă prevenția dentară? Vine la tine mai des decât trebuie. Bun. Bun, deci prevenția dentară în sine înseamnă, așa, dacă o luăm după definiția ei mai exact, înseamnă tot ceea ce putem face noi astfel încât să prevenim afecțiunile dentare. Ok? Și atunci luăm să ne gândim de la început ce înseamnă prevenția și cum o realizăm noi mai exact. Și atunci, pentru început e foarte important de când venim la medicul dentist. Asta este o întrebare care o primesc destul de des de la pacienți. Eu le indic mai exact, adică e vorba de copii, când se aducă pentru prima dată la dentist. E foarte important să ai încredere în medicul tău curant și atunci, copilul fiind mic, e foarte greu să le câștigi încrederea. Și atunci, e bine să îi aduci cât mai repede. Asta e răspunsul. Am avut pacienți care au venit cu copii la 2 ani și un pic, 1 an și 10 luni, 2 ani și o lună. Deci, e foarte important să-i aduci înainte să apară durerea. Ok? Și atunci undeva am vârsta mediei pe la 2-3 ani, în care, oricum, practic trebuie să le faci cunoscut mediul și medicul, să-i cunoască, să-i vadă, să vadă ce presupune un cabinet, să vadă ce înseamnă un cabinet de stomatologie. Ei nu au concepția asta, nici m-au mai văzut în desene și la televizor și la noi. Atunci asta este vârsta optimă, 2-3 ani, prima ședință, ne cunoaștem, ne jucăm, povestim. A doua ședință încercăm să-i aducem efectiv în interiorul cabinetului, să vadă scaunul, să se așeze pe scaun, dacă se poate, ne plimbăm cu liftul. Deci e foarte important să câștigi încrederea. Și de aici pornește totul, da? Pentru că în momentul în care îl iei de mic, de copil, și câștigi încrederea, atunci o să-l ai pe tot parcursul vieții, ca și un pacient care o știu de la început ce înseamnă medicina dentară și cum se realizează ea. Asta e primul pas în prevenție. Al doilea pas în prevenție este să realizăm controle periodice. Pentru că de cele mai multe ori pacienții vin și zic, nu, am fost la dentist de 10 ani. Și nu e un lucru bun. Pentru că poate te-a durut astăzi, dar te-a trecut mâine și te aduci aminte peste încă un an că te-a mai durut odată dintele ăla, dar lasă că mă duc altă dată. Și așa se acumulează multe afecțiuni dentare, dar dacă le cumulezi la sfârșit și tragi o linie, îți dai seama că practic fiecare dinte al tău are câte problemă. Și atunci, dacă noi ne prezentăm la cabinetul stomatologic frecvent și asta înseamnă 6 luni, dată la 6 luni, ar trebui să ne vizităm medicul, șansele să descoperim noi ca și medici o carie dentară, de exemplu, într-un stadiu incipient, sunt mult mai mari decât dacă tu vii peste 3 ani, când probabil te doare deja și atunci, clar, în momentul când apare durerea, caria respectivă nu mai este incipientă, este deja medie spre profundă, ca și mărime. Atunci, frecvența controlelor periodice este al doilea factor pentru prevenție. Și dacă o luăm așa, sistematic, hai să o gândim logic, ok? Bun. Noi ar trebui să venim o dată la 6 luni la un consult. Ce înseamnă un consult? Din punct de vedere financiar vreau să vorbim chestia asta. Pentru că pacienții zic, de ce să mă duc eu o dată la 6 luni? Că mă duc și plătesc X sumă, da? Care suma este o sumă acceptabilă, ok? Adică dacă o plătești lunar, la o dată la 6 luni. Hai să nu fie la 6 luni, să fie o dată pe an. Da? Dar când pacientul vine o dată la 10 ani, problemele sunt mult mai mari, da? Și dacă stai să faci un calcul, pe lângă faptul că când le spui ceva așa mult, da, 10 ani de zile, câte controle periodice s-au ratat, nu? Hai să le luăm așa. Dacă într-un 10 ani de zile, le luăm să vii că trebuie să vii o dată pe lună, o dată pe an, da? Deci sunt 10 ratate. Cele 10 ratate cumulate, sigur, financiar e mult mai puțin decât tratamentele pe care ar trebui să le fac pacientului după 10 ani de zile. Și atunci, da, e scump.
E scump să mergi la stomatolog, normal, când te prezinți peste 10 ani de zile cu toți dinții cu probleme. Și nu e un caz ușor, adică clar pacientul care vine după 10 ani de zile de lucru este foarte mult, tratamentele sunt costisitoare din punct de vedere financiar și timpul este mult, adică lucrăm la un caz din ăsta complex și o lună, două luni. Și atunci, da, normal că financiar este mult mai mult. Atunci, trebuie să înțeleagă pacientul că controlele astea periodice au rolul lor. Practic, nu doar prevenție și financiar este mult mai bine să mergi o dată la 6 luni decât să mergi o dată la 10 ani. Asta e al doilea factor, ca să zic așa. Eu cât de des ar trebui să vin la tine, ținând cont de vârsta mea? Nu are important vârsta, adică nu contează că avem 2 ani sau 20 de ani sau 50 de ani. În mod normal, frecvența la care îl testezi este 6 luni. Că probabil câteodată mai uiți sau, nu știu, poate ai o problemă la 6 luni și vii la 8 luni. Asta este, dar în mod normal se vine la 6 luni, indiferent de vârstă, indiferent de problemele de sănătate. Înțeles. Deci, trebuie să venim la dentist și cu cât venim mai des, cu atât e mai bine pentru pacient că dinții vor fi mai sănătoși, care cred că e factorul principal, nu? Ca să avem niște dinți sănătoși. Și în al doilea rând, cum am mai spus înainte, din punct de vedere financiar, dacă tragi o linie, este mult mai ok să vii dată la 6 luni decât să aștepți să apară problemele, pentru că după aia, clar, costurile sunt mai mari. Deci poate nu te gândi așa, dar da, sunt mai mari. Ce mai înseamnă prevenția dentară? Este igiena orală. Și prin igiena orală, practic, noi realizăm o prevenție dentară, da? Dacă igiena orală este una corectă și bună, atunci și dinții noștri sunt sănătoși. Alt factor de prevenție este alimentația. Cum am mai spus, băuturile acidulate, dulciurile, toate afectează smalțul și țesuturile dentare. Un alt factor care se cumulează cu patologia dentară sunt și bolile generale. Acum, de la o anumită vârstă, se știe că în România principala boală care aduce după ea, bineînțeles, decesul, sunt bolile cardiovasculare. Tensiune, cardiopatie ischemică, infarct. Multe dintre ele, dintre bolile generale, influențează și sănătatea orală. Și atunci, mai ales pacienții care se știu cu probleme de sănătate generală, ar trebui să se gândească, ok, știu că am un infarct în antecedente și că am tensiune și mai am și diabet, dar eu în gură am 5 dinți care știu că sunt cu un focar de infecție și nu e ok deloc. Adică ar trebui să se gândească în principal și la sănătatea lor, că afectează una pe alta se afectează, adică chiar dacă una e în gură și una e inima sau altceva, organismul este un tot unitar. Atunci interferă una cu celălalt. Și este foarte important să ne gândim la sănătatea noastră pe ansamblu, nu doar la anumite părți. Atunci, e foarte important, din nou, să ne tratăm dinții și să-i tratăm în stadii incipiente, nu când deja avem o infecție foarte mare care se poate muta și în altă parte.